conformitate cu dispoziția primarului Comunei Mitru 1/07/01/2022, suntem invitați să participăm la lucrările de ședințe ordinare a Consiliului Local Comunal, ce are loc astăzi, data de 14/03/2022, orele 10:00, sala de ședințe. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Acum supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022, inițiator primarul Comunei. Următorul, domnul Marian. Domnul Marian Lungu. Următorul. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2022-2023, inițiator primarul Comunei. V-ați citat proiectul de hotărâre, bine ați văzut că avem avisul și știți care va fi rețeaua școlară. Ai persoanelor cu handicap grav ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sântulei, județul Bacău, în cursul anului 2022, inițiator primarul Comunei. Deci sunt, ca și anul trecut, 23 de posturi. Acum sunt ocupate 18. Deci ar fi o diferență de 5 posturi libere pe perioada anului 2022. Eu propun ca în continuare să meargă pe 23, ca să avem marșa asta. Da. Avem 5 liberi, okay. Nu, e cel mai bine așa, decât să, deci să nu avem și să amână pe cineva până ea să aprobăm cum post. Deci asta e lucrul de marșă. Da. Se ocupă bine, nu? Da. Să punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Punctul 4. Proiecte hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sântulei, inițiator primarul Comunei. Dacă vă uitați, este aproximativ undeva la 90% ca cel de anul trecut, numai că așa prevede legea. Anual se aprobă. Deci serviciile sunt aceleași. Numai că la un moment dat vorba de numărul de persoane, care intră și iese pe 416 pentru ajut, cum este și acum cu ajutorul să ajută zile, deci aici e toată chestia. În rest, rămâne la fel. Supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Punctul 4. Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării preluare temporară în administrarea Consiliului Local Comunei Sântulei, a unui sector din, drumul județean, drumul județean 180, la kilometrul 1+600, la kilometrul 1+650, în lungime de 50 de metri, situat pe raza Comunei Sântulei, în vederea modernizării prin construirea unui podeț, inițiator primarul Comunei. Este vis-a-vis de grădiniță? Da. În emisal, în caz rău, astfel încât la grădiniță să nu mai fie apă. Profităm de situația că avem bani la investiția alimentară cu apă, se va construi zidul ăla ca să se ducă oameni și nici în stânga, nici în dreapta, se va turna pe tot și
Să mă faci un codeț de preluare a tuturor actelor din zona respectivă. Avem expertiză tehnică, avem proces verbal, de la ISU, două procese verbal, plus o expertiză întocmită de un expert de la București. Știți că acolo totdeauna au fost, dar eu nu vreau. Vine și inundă toată zona aia. Și mai mult de atât, știți că zona respectivă nu au scurgere spre Ionera Catar. Da. Totdeauna se înfundă și a făcut 100 de metri în aval și în amonte, făcut scurgere către podețul ăla. Adică toată zona din fața grădiniței să apa să încurgă rigola, a schimbat-o din aval în amonte, iar în partea aia va veni din amonte în aval, astfel încât să preia apa. Să mai fie apă pe zona respectivă. Vă spuneam mulțumesc, domnul Marea Lucru, pentru vizitare, pentru festivitatea de anul nou copii și chiar mulțumesc frumos că a fi iertat. Mă dureați 4 luni, am ieșit din răzut. Deci chiar mulțumesc frumos, v-ați implicat, ați venit cu toată aparatura și a fost frumos pentru implicarea noastră. Eu vă mulțumesc pentru mult. Aici vreau să spun, ar trebui să faceți, să veniți la fundă, ca toate persoanele. Așa a fost corect, domnule. Festivalul de date și obiceiul ar trebui să participe. Toți consilierii. Da. Sincer să nu știu care au venit și care nu au venit. Adică, știu cine a venit, dar mie, de la mine, reprezentanță comună și... Domnul Dăbal, mulțumesc mult pentru implicare, mulțumesc domnul Silvestru, mulțumesc neam Don, mulțumesc neam Mihai Pățeac, adică într-un termen scurt s-a realizat, adică, da, am găsit, să știți că am găsit noi că ar trebui să dăm bani mai mulți. Și, sincer să fiu, m-am simțit foarte prost că am dat foarte puțin bani pentru a s-a avut să vină. Sincer, trebuie să facem așa încât să recuperăm, pentru că au fost foarte mulți și mai mult de atât, gândiți-vă la efortul depus cu toată aparatura aia. A fost o prezentare. A fost o prezentare, de acum știți cum ce e. Nu e o problemă. Trebuie să fim corecți, să apreciem anumite lucruri, indiferent de corect. Eu atâta pot să spun că am fost mulțumit, că am văzut lume care chiar era dornică după perioada asta și chiar își doreau să fie și să fie și mai mult, adică... Și am rămas urmite la un moment dat. Și am spus domnul Dăvală, dar nu trebuie, nu stai. Și când n-a spus că trebuie să stăm toți aici, stăm toți aici. Ia l-am apreciat asta, adică domnul, stăm toți aici până se termine. Și eu am pus să plece până nu s-a terminat. Deci dacă plecam, pleca și restul și după aceea se împrășteau. Și am stat ca să vedem tot ce este. Mai ales el a fost pe bază, în singur nou. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Așa, așa. Este de apreciat și mulțumesc. Acum ne sunt de tot. Da, ne suntem la început de anul. Da, ce pot să vă spun? Bugetul a venit? Nu a venit bugetul, a venit doar de la ANAF. Da, nu știu cât a venit, 25 cu 9, 35 de miliarde.
în excedent au rămas 8.24 plus 7 care am plătit niște facturi, cu totul 15 miliarde de excedent. Eu știam că trebuie să rămână cu 17, cum v-am spus, am mai fost cheltuie. N-am pus lucruri. Toate că la un moment dat avea mai puțin, da, 15.240. Adică plus minus, plus minus. 15 miliarde, jumătate, 15 miliarde. Au venit de la finanțe, v-am zis, 9 și cu 25, 9, 34, vă spun urmă. Deci bugetul 34 și cu 15, adunat urmă, 34 și cu 15. De la Consiliul Județean, anul trecut a venit 9 miliarde, să vedem cât vine anul ăsta, 8, 9 miliarde, dar tot acolo, adunați chiar vreo să adunați. Plus 9 miliarde de la Consiliul Județean, să zicem 8, 9 miliarde și bugetul local. Bugetul local niciodată nu pot să dau seama. Ei spun, facem la nivelul anului 2020 sau la nivelul anului 2021. Dar la anul trecut am avut 560, nu, acum 2 ani, 5 miliarde 600. Anul trecut cred că am avut 6 miliarde. Deci cu totul de plus. 64. 64. Da. 64. E un buget bun, adică nu... 64? Da, 64. E un buget bun, 64 de miliarde. Pe care salariile sunt cu 12 miliarde, cheltuielile pe administrație cu 10, 22. Ne rămân, să zicem, 30 de miliarde de investiții. 30 de miliarde și cu 15 de excedent, în jur de 40 ani. I-am calculat 38 și 42 de miliarde, așa estimativ, 42 de miliarde. Vom începe drumul de acum, că sunt mai simple de realizat și drumul ăsta din partea asta. Adică nu putem să facem de acum în celelalte sate, dacă nu putem accepte bănuța aici, în corect. De ce facem parcări sau în față? Trebuie să facem și asta, dar frumos. Dar nu știu dacă este pe pune, dar facem prin dispoziție, trebuie să facem. Facem și noi, da. Nu s-au aprobat și banii aia care solicitați de la minister. De exemplu, la grădiniță, toate sumele solicitate ne-a aprobat și pe unde nu voi și pe unde de ajustare de prețuri. Da, o să avem o grădiniță, nu frumoasă, chiar spuneam în Consiliul de Administrație, o să avem una din cele mai frumoase grădinițe. O să fie un teren de fotbal de 42 de metri pe 22. O balală foarte mare a terenului. L-a făcut proiectat, mi se pare mare, dar l-a făcut cu lumin, nu știu ce l-a făcut. Dar trebuie scos la licitație. Adică până într-o 100.000 de euro, dai prin încredințare directă și depășește 100.000 de euro prin licitație. Noi, în general, n-am avut lucrări până 100.000 de euro, am avut lucrări mari. Adică am avut o lucrare, să zicem, acum, 7 ore de la Mata. 35.000 de lei, 350.000 de lei. La un dat, unde s-o cedă să facă? Ne chemuim acum la Codul și branșamentele, am fost el la Bacău, pe Sfântul. A venit de la București cineva să ne facă proiectul. Ne-a solicitat o sumă cam mare de bani. Să vedem. Proiectul de branșament și de la Codul, 995 de mereu la Coduri, branșamente apă și 350 la Coduri canalizare. Proiectul, 600 de milioane. Mi s-a părut cam mult cât a solicitat. Da. Nu-i încheiat contractul. Alimentarea cu apă. Pe jumătate cele trei stații de pompare, am prelungit contractul cu, nu, pe canalizare. Am prelungit contractul doar până la 1 martie, ca să-mi aduc acele trei stații de pompare. Dacă nu am dus acele trei stații de pompare, dau lucrarea la un altă societăți, adică nu stau eu după multe ani.
Singurul lucru pe care am mai trebuit efectuate la canalizare sunt aceste trei stații de pompare care consumează 3.500.000, drumul de la Tisa, iar ca și corectoare, este corectorul principal de la drumul național. Până în tornirea proiectului, în momentul tornirii proiectului, mi s-a dat niște indicatori termeni economici și de acești indicatori termeni economici reprezentând ceea ce faci tu, adică corectorul principal în număr de lungimi în metri, adică aici e o greșeală pe proiecte la 10.300, dar în momentul când am calculat țevirarea de corectare sunt 11.123, iar noi avem până în acest moment 9.723, adică nu am îndeplinit indicatorii economici pe corector, rămânând disponibil încă 1.000 de metri. Adică putem să ne ducem simplu pe drumul național, având cam interlineat corector. Pe camurca de refugare se constată ce? Că am avut un proiect 1.950 de metri și deja am făcut, o să facem 3.000 de metri. Asta însemnând că a depășit indicatorii tehnico-economici cu 1.000 de metri. Depășind acești indicatori tehnici cu 1.000 de metri, proiectantul a introdus în liste de cantități țeavă și săpătură. Strâns și analizând, eu ar trebui să plătesc doar țeavă, să mă cadez indicatorii tehnico-economici, plătesc din bugetul local, asta vreau să zic. Asta încât să mă cateze indicatorii ca minister, 2 metri țavă, 2.000 de metri țavă, 2.000 metri săpătură. De ce? Că sunt zone unde, de exemplu, pe zona mea, 640 de metri, și pe zona asta până la drumul județean, până la stația de pompare la Vâran, conducta de refugare este băgată în același șanț. Adică, de la stația de pompare, de la podul Vâran, până aici, la monumentele poliției, este împinsă pe o conductă și de aici încă de la vară. Și băgată în același șanț. Da. O, ce întrebă, la ei. Puțin mai dificil. Da. Până o să vină bugetul, puteți să propuneți alte lucrări, dar noi avem foarte multe lucrări. Nu ne permite, până nu determinăm cu astea, chiar nu încep alte lucrări, e foarte greu.